Există o formulă în ritualul hirotonirii. Episcopul, ierarhul, întreabă pe cel care este hirotonit: cât suntem credincioși? Și cel pregătit pentru hirotonire răspunde: toți suntem credincioși. Întreb și eu acum: cât suntem cititori? Toți suntem cititori. Dar cred că cel mai apt cititor al acestei cărți este lectorul universitar dr. Diana Moțoc. Pentru că ea spune la un moment dat, într-un text publicat în această carte despre lansarea din Spania, de la Madrid, spune așa: se spune că a traduce este cel mai profund mod de a citi. Așa este. Poate și cel mai profund mod de a reciti, dacă am crede ce spune și Matei Călinescu. În orice caz, lansarea de la Madrid, așa a binecuvântat Dumnezeu, așa a vrut Dumnezeu, s-a întâmplat în ziua în care Spania sărbătorea ziua traducerii, Spania și toată lumea sărbătorea ziua traducerii. Îmi aduc aminte că un mare eseist contemporan, Bogdan Ghiu, spunea că totul trebuie tradus. În fine, aici e de povestit foarte mult. Nu numai o carte trebuie tradusă, și cuvintele trebuie traduse, și gesturile trebuie traduse, și faptele noastre trebuie traduse. E foarte important, e foarte importantă lucrarea asta de traducere. Deci, lansată, iată, în ziua traducerii, și în ziua traducerii a fost pomenit fericitul Sfântul Ieronim, cel care a tradus Biblia. De ce vă amintesc de Sfântul Ieronim, de fericitul Ieronim? Pentru că aici, la Trei Pași, în Biblioteca Județeană, în secțiunea de carte veche, există un incunabul. Incunabul este cartea tipărită până la 1500. Deci, Biblioteca Județeană George Coșbuc deține un incunabul care este o traducere a fericitului Ieronim, de la 1475. Deci gândiți-vă, tiparul apare la Veneția la 1470 și Bistrița deține o carte tipărită în Veneția la 1475. Doamna Diana Moțoc, vă rog să ne spuneți câte ceva despre cartea frumoasă pe care ați tradus-o tot frumos în limba spaniolă.